detașamente drepți pentru defilare, cu onorul spre dreapta, detașamente înainte, marș! Comandantul dispozitivului este locotenent colonelul Daniel Cioran, comandantul batalionului 151 Infanterie Războieni din Iași. Locotenentul colonel Cioran a participat la două misiuni internaționale în Teatrul de Operații Afganistan în anii 2009-2010 și 2016. Pentru modul în care și-a făcut datoria de-a lungul carierei, a primit emblema de onoare a forțelor terestre și emblema de onoare a statului major general. În dispozitivul de defilare, locotenentul colonel Cioran se află pe un transportor anfibiu blindat de cercetare folosit în special în misiunile de cercetare ale armatei române. Stai în fața lui, nu, mai. Trece acum prin fața noastră drapelul de luptă al brigăzii 15 mecanizate cu un alt, urmat de steagurile de identificare ale unităților subordonate. Putem admira steagurile de identificare ale batalionului 151 Infanterii din Iași, batalionului 631 Tancuri din Bacău, batalionului 634 Infanterii din Piatra Neamț, batalionului 635 Artilerie Antiaeriană din Bacău, batalionului 335 artilerii din Botoșani, batalionului 191 sprijin logistic din Iași și al comandamentului Marii Unități, precum și steagurile secției de mentenanță din Iași și cel al Centrului de Domenii și Infrastructuri. Prezintă onorul steagurile de identificare ale Centrului Militar Zonal Iași, împreună cu cele ale centrelor militare județene din Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava, structuri specializate care asigură interfața între Ministerul Apărării Naționale și societatea civilă, având ca obiectiv principal promovarea profesiei militare, recrutarea candidaților pentru formarea inițială a personalului militar, recrutarea și selecția candidaților pentru deplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar. Următorul detașament al dispozitivului de defilare este format din militarii brigăzii 15 mecanizate cu un alt. Fie că sunt structuri de cercetare, comunicații și informatică, de geniu, logistice, de apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, toate au un rol bine definit în structura Marii Unități. Următoarele trei detașamente aparțin batalionului 151 Infanterie Războieni din Iași. Batalionul este una dintre primele unități ale Armatei României care a participat la exerciții multinaționale și misiuni de menținere a păcii în teatrele de operații. Militari și structuri din cadrul batalionului au acționat sub egida Organizației Națiunilor Unite în cadrul operațiilor UNAVEM 3 și MONUA în Angola, apoi în cadrul misiunii IFOR din Bosnia-Herzegovina și misiunii ALBA desfășurată în Albania. În anul 2008, lupii negri din batalionul 151 Infanterie s-au aflat în Irak, unde au luat parte la misiunea Iraqi Freedom. Defilează acum prin fața noastră un detașament al batalionului 198 Sprijin Logistic,
Unitatea din Suburnea, brigăzii 15 mecanizate. Batalionul participă frecvent cu personal și tehnică la susținerea acțiunilor militare desfășurate în cadrul exercițiilor și a taberelor de instrucție. În cadrul acestor activități, unitatea are un rol important în asigurarea tuturor condițiilor tehnico-materiale și de asistență a structurilor participante, asigurarea și aprovizionarea cu materiale, organizarea, planificarea și executarea transporturilor, cu folosul trupelor, hrănirea, alimentarea cu carburant a tehnicii, acordarea asistenței medicale, dar și mentenanța tehnicii. Prin fața noastră trece drapelul de luptă al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași. Comandantul detașamentului de jandarmi din dispozitivul de defilare este locotenentul colonel Mihai Cojocariu. Misiunile Inspectoratului Județean de Jandarmi vizează asigurarea și restabilirea ordinii publice, protecția și apărarea obiectivelor, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită, protecția transportului unor valori importante, limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, participarea în cooperare cu celelalte instituții ale statului abilitate prin lege la misiuni de prevenire și neutralizare a acțiunilor teroriste. Urmează grupa din cadrul detașamentului canin. Vedem câinii speciale antrenați pentru intervenții în misiuni cu grad ridicat de risc. Următoarele trei detașamente dispozitivului de defilare sunt cele ale Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza din Iași. În fața lor se află drapelul de luptă, comandant al detașamentelor este colonelul Petre Amelinte. Inspectoratul este o structură specializată a Ministerului Afacerilor Interne, destinată să execute misiuni, acțiuni și intervenții de prevenire, pregătire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență la nivelul județului Iași. Personalul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență răspunde solicitărilor cetățenilor și nevoilor comunității, asigurând intervențiile la stingerea incendiilor, explozii, inundații, cutremure, alunecări de teren, înzăpeziri, secetă, descarcerare, deblocare, intervențiile la accidentele în transport sau tehnologice, chimice, biologice, radiologice, nucleare sau alte calamități naturale sau antropice. Trece prin fața noastră acum detașamentul de intervenție al penitenciarului Iași, comandat de comisarul șef de penitenciare, Marius Roman, ofițer cu experiență de 17 ani în sistemul penitenciar. Detașamentul desfășoară misiuni speciale de escortare și supraveghere a deținuților clasificați cu grade sporit de risc și participă la soluționarea incidentelor operaționale și critice, precum și altercații, acte de nesupunere, revolte. Admirăm și unitatea canină formată din 2 agenți conductori, câini de serviciu și 2 câini rasa Labrador. Încheierea defilării efectivelor, garda de onoare comandată de maiorul Vasile Aveleanu și constituită din militarii batalionului 151 infanterie războieni. Drapelul de luptă al acestei unități a fost decorat pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile militarii ei, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler și emblemele de onoare ale Statului Major al Forțelor Terestre, Statului Major General și cea Armatei României. Batalionul 151 Infanterie a fost înființat la 15 septembrie 1994 și este continuatorul glorioaselor tradiții de luptă ale Batalionului 1 Infanterie din cadrul Regimentului 15 Infanterie Războie, tradiții cu o durată de peste 140 de ani. Aproape toți militarii batalionului și-au desăvârșit pregătirea profesională în misiuni în afara teritoriului național. Batalionul 151 Infanterie Războie face parte din brigada 15 mecanizată Podul Radin Iași. Ne pregătim să urmărim în continuare defilarea tehnicii militare, în care vom vedea mașini de luptă ale Armatei României și autospecialele Inspectoratului Județean. Lista de mașinile de luptă ale brigăzii 15 mecanizate. Comandantul detașamentului este locotenent colonelul Vasile Pironescu,
Ofițer cu experiență deosebită în misiunile armate României, el defilând pe un transportor amfibiu blindat, model 1977. Urmează alte trei transportoare amfibii blindate model 1977, folosite ca mijloace de luptă și transport ale grupei de infanterie din unitățile mecanizate. Mașina de luptă poate transporta până la 9 militari complet echipați, beneficiind în același timp ca mijloace proprii de foc de o mitraliere calibru 14,5 mm și una de calibru 7,62 mm. Blindajul transportorului asigură protecția personalului embarcat împotriva schijelor artilerei și a goațelor trase de la o distanță de minim 100 de metri. Vehiculul este dotat și cu un sistem de protecție împotriva armelor de nimicire masă, având o instalație de filtră ventilație. Pe șosea, transportorul atinge o viteză maximă de 850 km pe oră și are o autonomie de deplasare de 550 km. Pe apă, transportorul se poate deplasa cu o viteză de 9 km pe oră, timp de maxim 15 ore. Urmăriți acum trei transportoare amfibii blindate de cercetare, model 1979. Acest mijloc tehnic are un echipaj format din 3 oameni și poate transporta alți 4 militari echipați de luptă. Transportorul se poate deplasa și pe apă, fiind propulsat cu o viteză de 8 km pe oră de un hidrojet aflat în partea de spate. Pe șosea poate atinge 85 de km pe oră și are o autonomie de 700 de km. Mașina de luptă are o greutate de 9 tone. Militarii care defilează acum pe aceste transportoare fac parte din subunitățile Brigăzii 15 mecanizate. Unul dintre transportoare este echipat pentru cercetare chimică, biologică și radiologică, nucleară a itinerarelor și raioanelor contaminate. El este deservit de un echipaj al companiei de specialitate a Brigăzii 15 mecanizate. Vedem din nou transportorul amfibiu blindat model 1977. Cele trei mașini de luptă sunt în înzestrarea batalionului 151 infanterie din Iași. Acest model de transportor blindat a fost folosit de ei și de alți militari români în teatrele de operații din Irak și din Afganistan. Acolo a fost folosit în special în misiuni de patrulare, fund control, escortă convoi, misiuni de asigurare a securității și libertății de mișcare, pe principalele căi de comunicații, precum și în misiunile de sprijin umanitar. Modelul este proiectat și fabricat în România, constituind un mijloc de luptă și transport al grupei de infanterie din unitățile mecanizate. Defilarea continuă cu puternica inspectoratului pentru situații de urgență. Primul mijloc este reprezentat de auto speciala pentru o muncă operativă, destinată pentru deplasarea trupei operative la locul intervenției, în vederea coordonării misiunilor privind limitarea și înlăturarea efectelor de urgență, efectelor situațiilor de urgență. Urmează auto speciala pentru stingerea incendiilor de capacitate mărită,
folosită la stingerea incendiilor și destacționare, precum și la misiuni specifice de salvare, dezvoltare, având o eficacitate deosebită în reducerea substanțială a pagubelor. Vedem și auto specială pentru intervenție și salvare de la înălțime, utilizată pentru salvarea persoanelor de la înălțime, asigurarea pătrunderii rapide a pompierilor la etajele superioare ale clădirilor, precum și reculoarea de la înălțime a substanțelor de sprijin în cazul intervențiilor la incendii. Trece autocamionul de intervenție și motopompa remorcabilă de capacitate destinată intervenției pentru stingerea incendiilor, transportul efectivelor și altor materiale la locul intervenției, precum și la misiuni de evacuare a apei și acțiuni pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență. Observați containerul suport logistic al intervenției tip 2 Multirisc și asigură materialele și echipamentele destinate executării în condiții optime a misiunilor specifice pe timpul intervențiilor de lungă durată ce se desfășoară la nivel județean, regional și național. Urmează autospeciala pentru tratamente hiperbarice și oxigenoterapie, destinată pentru terapia cu oxigen hiperbar, tratamentul cu suprapresiune de aer și instruirea scafandrilor prin scufundare simulată până la 1.5 de 50 de metri. Iată picul! Urmează autospecială pentru transport personal și victime multiple, ce asigură transportul personalului propriu și personalului medical la locul intervenției, precum și al prelorii victimelor rezultate în urma prelucerii unor situații de urgență de amploare. Mai observăm și ambulanța SMURT din B2, cu echipaj de prim ajutor calificat, folosită intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și transportului la unitățile medicale. De asemenea, puteți observa două mijloace tehnice ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, care sunt reprezentate de autospeciala pentru transport scafandrii și embarcațiunea de intervenție de apă model curat, destinată execuției misiunilor specifice ale echipelor de scafandrii în cadrul procedurilor de intervenție pentru salvare de vieți omenești și bunuri din râuri, lacuri, zone inundate. Ultimul mijloc este reprezentat de autospeciala CBRN, destinată misiunilor de cercetare a zonelor potențial contaminate radiologic, biologic sau chimic. Definiază acum detașamentul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații. Observăm autospeciala de intervenție pirotehnică, aparținând Brigăzii Antitero, Autoritate Națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Autospeciala Poștei Militare, unitate specializată prin care Serviciul Român de Informații își îndeplinește rolul de autoritate națională în colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate. Admirăm în continuare tehnica Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Primul mijloc se află în dotarea structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române, fiind folosit în activitatea de patrulare pe raza localităților, în scopul prevenirii și combaterilor faptelor antisociale, a infracțiunilor stradale, menținerea ordinii și a siguranței publice, precum și intervenția la evenimentele semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Este urmat de autospecială aflată în dotarea structurilor de poliție rutieră, deservind activităților de patrulare pentru asigurarea unui climat de ordine și disciplină rutieră în trafic, intervenții la evenimentele rutiere care au loc pe drumurile publice. Urmează autospeciala Serviciului pentru Acțiuni Speciale,
dotată cu echipament de protecție balistică și echipamente speciale, de executarea misiunilor specifice utilizate la deplasarea pentru rezolvarea situațiilor de criză, ce necesită intervenția prin metode și procedee specifice pentru capturarea sau neutralizarea indicatorilor periculoși sau înarmați cu arme de foc, eliberarea ostaticilor a persoanelor răpite sau a celor sequestrate. Ultimul mijloc este reprezentat de autolaboratorul criminalistic, destinat deplasărilor la fața locului în situațiile complexe. Este dotat cu truste criminalistice destinate cercetării la fața locului, specializate pe anumite metode de ridicare și prelucrare a urmelor de orice natură. De asemenea, este dotat cu surse de lumini cu lungimi de undă variabilă pentru descoperirea urmelor ce nu pot fi vizualizate cu ochiul liber. Urmărim în continuare tehnica destinată misiunilor specifice Poliției de Frontieră. Efectivele Poliției de Frontieră execută, în principal, misiuni de supraveghere și control al trecerii frontiere de stat a României din zona de responsabilitate, care este totodată și frontiera externă a Uniunii Europene. Observăm auto specială de patrulare de oraș Volkswagen Passat, echipată cu sistem digital de comunicație radio Tesla. Trece și auto specială transport Volkswagen Transport. Urmează auto specială de patrulare Dacia Duster, destinată efectorii de misiuni specifice cu pondere mai mare în punctele de trecere a frontierei, dar și la frontiera verde și auto specială de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii Land Rover. Defilarea continuă cu mijloacele tehnice ale penitenciarului Iași. Primul vehicul, marca Mercedes, este folosit pentru transportul câinilor de serviciu dresați, pentru descoperirea telefoanelor mobile și descoperirea drogurilor pe timpul misiunilor la penitenciarele din nord-estul Moldovei. Urmează autospeciala marca Iveco, destinată misiunilor pe care le desfășoară structurile de intervenție. Autovehiculul special Volkswagen Crafter este utilizat pentru transportul deținuților la instanțele de judecată, transferul între penitenciare și escortarea acestora la cabinetele medicale, având o capacitate de 16 persoane. Ultimul mijloc al penitenciarului Iași este reprezentat de autovehiculul special marca Iveco Daily, destinat pentru transportul deținuților la instanțele de judecată și cabinetele medicale, având o capacitate de 23 de persoane. Defilarea tehnicii se încheie cu două auto speciale ale Poliției Locale Iași, destinate asigurării intervenției operative pentru aplanarea scandalurilor publice și actelor de tulburare gravă a ordinii și liniște publice. De asemenea, participă în sistemul integrat alături de Poliția și Jandarmeria Română la acțiuni, radii și controle pe raza de competență. Ia uite ce frumos! Urmărit și defilarea tehnicii de poliție Călare, ce efectuează misiuni de patrulare pe raza municipiului Iași, în zone cunoscute cu grad criminogen ridicat, zone de agrement, la manifestări sportive și culturale, artistice. Acestea sunt antrenați pentru a tolera o gamă variată de stimuli. Cercetași! Bravo, bravo! 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 Bravo
trec prin fața dumneavoastră membrii Asociației Getul Dacii din Moldova, organizație non-profit ce se ocupă cu reconstituirea istorică. Scopul acestei este acela de a promova patrimoniul istoric și cultural. Ăștia-s daci! Asociația desfășoară activități educative și culturale, atât în plan național, cât și în plan internațional. Încheie această defilare, membrii din Organizația Națională Cercetași României, care urmează exemplul înaintașilor noștri, precum Ecaterina Teodoroiu, eroină în primul război mondial. Da, uite ce ghioagă acolo, zbura casca la romanții. M-aș uita la ceva mai subțiri, da? Nu ne-au luat, noi suntem. Dacă aici o să-i liberează de la unde vrei să-i liberează?